La Centrul Misionar de Tineret Ioan Bunea din Sângeorz Băi, județul Bistrița-Năsăud, are loc zilele acestea întâlnirea anuală a preoților militari din cadrul statului major al forțelor terestre. Astăzi, clericii au primit binecuvântarea înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului. Întâlnirea preoților militari are loc în perioada 13-16 mai la Centrul Misionar de Tineret Ioan Bunea din Sângeorz Băi. Cu acest prilej la Biserica Schimbarea la Față din incinta centrului, înalt preasfințitul Părinte Andrei a oficiat o slujbă de tedeum. La final, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre camaraderia care domnește în armată, o virtute izvorâtă din iubire. Războiul al doilea mondial era pe sfârșit, dar se duceau lupte crâncene și într-o ofensivă, când s-au adunat cei ce n-au căzut pe câmpul de luptă lângă comandantul lor, unul dintre ostașii care a venit i-a zis: domnule comandant, lăsați-mă să mă duc pe câmpul de luptă să-l caut pe camaradul meu. Nu-ți permit, pentru că te vei duce și vei muri și tu, dacă cumva el a murit. N-a ascultat și s-a dus. Și peste vreo oră vine cu un ostaș mort în spate și zice comandantul, și el fiind foarte rănit: ți-am spus să nu te duci, că a murit pe câmpul de luptă și te vor împușca și pe tine. Răspunsul: domnule comandant, acum e mort, dar să știți că atunci când m-am dus, încă mai trăia. Și mi-a spus cu lacrimi în ochi: știam că o să vii după mine. Părintele Mitropolit a acordat Ordinul Mihai Vodă pentru mireni generalilor Dorin, Blaiu și Virgil Ovidiu Pop și Ordinul Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, coloneilor Sorin Ștefan și George Florescu. Clericul militar din statul major al Forțelor Terestre are o importanță deosebită. Este un pilon de stabilitate a categoriei de forță, generator de educație, de cultură, și, evident, cel mai important, de educație creștină ortodoxă. Domnile lor, de fiecare dată au venit în sprijinul nostru pentru ca noi să putem să ne îndeplinim misiunile pe care le avem. Aportul și amprenta creștină ortodoxă a fost resimțită pe deplin în teatrele de operații pe cele trei continente, în Africa, în Asia și în Balcanii de Vest, unde preoții militari au fost alături de structurile noastre care execută misiuni în acele teatre. Biserica și armata, armata și biserica nu pot exista separat. Națiunea română, istoria poporului român, din cel mai vechi timp și până în ziua de astăzi, s-a construit pe aceste două instituții. Că unora le place, că unora nu le place, asta este o altă problemă. Adevărul ăsta este, și repet, armata fără biserică și biserica fără armată nu există. Preoții militari Florin Vlădoiu și Valentin Lazar au primit Ordinul Mihai Vodă pentru clerici, iar preotul militar Cristian Marțian de la garnizoana Bistrița a fost hirotesit iconom stavrofor. În primul rând vreau să vă mulțumim pentru deschiderea că ați avut-o de a organiza aici această întrunire a preoților din Statul Major al Forțelor Terestre. Personal, sectorul la care lucrez și îl coordonez se ocupă și de coordonarea preoților din unitățile bugetare, iar împreună cu Părintele Vlădoiu, care este șeful secției, avem o colaborare foarte bună. Într-adevăr, așa cum spunea și domnul general, încercăm să aducem anumite îmbunătățiri acelei legi 195, care au trecut aproape 20 de ani și cum și alte legi s-au updatat și aceasta ar trebui să lucrăm la ea. Și avem foarte multe propuneri de îmbunătățiri din partea colegilor, a preoților, pentru că ei sunt cei care întâmpină problemele. Și o să încercăm oarecum să le sistematizăm și încet, încet să mergem spre o adaptare a unui legi noi, cât și a unui, dacă se poate, și regulamentul, să lucrăm puțin la el. Există o bucurie a regăsirii de fiecare dată, în fiecare an, pentru noi preoții militari, pentru că problemele noastre sunt ușor atipice. Preoția militară nu este una ușoară, de altfel, misiunea preoțească rămâne tot misiunea preoțească, dar misiunea preoțească în rândul militarului este una aparte. Cu siguranță, militarii
au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, cu siguranță preoți militari încearcă să-i apropie de Dumnezeu, încearcă să-L aducă pe Dumnezeu în sufletele lor ori de câte ori este nevoie. De asemenea, ne-am bucurat să știm că avem binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și binecuvântarea Înalt-Preasfințitului Mitropolit Andrei. Convocările de specialitate ale clerului militar sunt importante. Ne cunoaștem mai bine, discutăm problemele cu care ne confruntăm, noile provocări, chiar pastorale și alte lucruri care țin de misiunea preoțească în mediul militar. Este o bucurie că am fost invitat astăzi de Părintele Lazar Valentin, preotul de la Statul Major a Forțelor Terestre, care a organizat această activitate. Sunt invitat și, bineînțeles, mă bucur să văd pe cei 45 de preoți militari din cadrul Forțelor Terestre, cum vorbesc cu sinceritate și își spun și problemele și bucuriile și împărtășesc toate emoțiile din această nobilă misiune de a sluji și de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu în Armata României, militarilor și familiilor acestora. La convocarea anuală a preoților militari din cadrul Statului Major al Forțelor Terestre din România, clericii au discutat aspecte ale statutului preotului militar, ale colaborării dintre preoții militari și ceilalți slujitori ai Sfintelor Altare, dar și despre rolul preotului militar în unitățile în care slujește.